Deși nimeni nu credea că bonurile de vacanță vor mai intra în posesia dascălilor, iată că ministerul s-a ținut de cuvânt. Astfel, conducerile unităților din județ au început să emită mult așteptatele vouchere sub formă de bonuri valorice, în valoare de 50 și 100 de lei. Tichetele au valabilitate un an de la momentul tipăririi și pot fi folosite numai de către titular. Acestea nu se pot înstrăina sau vinde, amenzile pentru astfel de fapte fiind usturătoare. Valoarea totală a biletelor este de 1450 de lei impozabili, acestea putând fi folosite doar pe teritoriul țării. Din informațiile pe care noi le-am primit până la această dată, atât din partea unităților de învățământ cât și de la conducerea inspectoratului școlar, practic toți salariații din învățământ, aici este vorba de personalul didactic, didactic de predare și didactic auxiliar, precum și pentru personalul nedidactic, voucherele au fost acordate. Noi sperăm ca în perioada următoare aceste vouchere să fie valorificate. Gama de hoteluri și pensiuni unde dascălii pot folosi tichetele de vacanță este foarte variată, în peste 1500 de hoteluri și pensiuni de pe litoral și nu numai, fiind acceptată plata cu astfel de vouchere. În cazul în care acestea nu sunt valorificate, trebuie predate, iar începând de la anul, acestea se vor da lunar la salariu. În situația în care voucherele nu sunt valorificate în termen de 12 luni, contravaloarea lor trebuie returnată de către firmele emitente în cazul voucherelor care au fost editate pe suport electronic, iar în cazul voucherelor care au fost editate pe suport hârtie, trebuie restituite de către beneficiari. În urma returnării contravalorii voucherelor pe suport electronic, beneficiarii vor primi contravaloarea impozitului. De asemenea, același lucru se va întâmpla și în cazul voucherelor pe suport de hârtie, cu condiția ca beneficiarul să le restituie angajatorului. Dacă inițial se anunțase că tichetele de vacanță vor fi acordate proporțional cu timpul de muncă, acum toți angajații vor primi valoarea maximă a tichetelor, indiferent de norma de lucru. Tichetele de vacanță pot fi utilizate numai în hotelurile și în pensiunile din țară și vor fi acordate până la data de 30 noiembrie 2018. În situația în care un profesor nu dorește un astfel de voucher de vacanță, trebuie să solicite înscris acest lucru la instituția de care aparține.